Aia o dată la mână. Comuna Albești desfășoară în aceste moment un proiect sau două proiecte pe asfaltări. Despre ce este vorba? Da, acum lucrăm în Comuna Albești, centrul comunei în satul Albești, la un proiect de pe PNDL 2 de 6,5 km, care în afară de Comuna Albești mai cuprinde și o stradă din satul Cotuvăi. Și în paralel cu acest proiect mai este un altul de tot de vreo 7 km pe PNDL 1 de data asta, la care se lucrează concomitent, că aceeași firmă a câștigat ambele licitații și acolo avem mai multe străzi din satele Albești, Vârtop și Cotuvăi. Și în total se apropie la 13 km de asfalt, care sperăm să le terminăm anul ăsta. Termenul de execuție la PNDL 1 este un an, în acest an trebuie să termine, iar la PNDL 2 este termenul de 2 ani. Mai exact, cam câte străzi vor fi asfaltate? Păi, în Albești, pe PNDL 1 sunt vreo 8 străzi lungi și încă vreo 4-5 pe PNDL 1, iar în Cotuvăi sunt 6-7 străzi și în Vârtop mai sunt 2 străzi. Ce fel de lucrări se execută mai exact? Se vor lărgi străzile, pietruit și asfaltat? Da, acum se lucrează în prima fază la pregătirea patului, prin lărgirea străzilor cu casete și cu punerea straturii de piatră, în straturi succesive, în grosime de 30 de centimetri, și urmând ca după aceasta să vină două straturi de asfalt în grosime de 12 centimetri. La sfârșitul acestor programe, toată comuna să fie asfaltată. Și satele? Cu sate cu tot. Și în această idee vreau să vă spun că și Consiliul Județean va lucra la asfaltarea unor suprafețe de 10 km de drum județean care leagă comuna Albești de satul Coroana și satul Arsa. Deci cu aceste procente de drumuri ne apropiem de 100%. Mai exact, care sunt cele 5 sate pe care le aveți arondate? Da, comuna Albești este o comună grea, cu 5 sate împrăștiate mari, este centrul de comună la Albești, al doilea sat ca mărime este satul Cotuvăi, al treilea Arsa, Vârtop și Coroana. Aflate la distanțe destul de mari unele de centrul de comun și între ele. Și de aceea avem o rețea foarte mare de drumuri, atât străzi interioare cât și drumuri județene, pe care încercăm să le reabilităm. La fel se execută și pe Magda Ianculescu, tot o săpătură pentru lărgirea drumului, casetare. Apoi se va executa reciclare. Imediat după se va șterne stratul de macadam, iar după macadam se va veni cu asfaltul. Astea sunt lucrările principale. Pe 3 străzi deja s-a executat îmbunătățirea pământului. Au fost străzi de pământ, s-a executat îmbunătățirea pământului cu piatră, printr-un proces de reciclare. Este o lucrare frumoasă. Rigole vor fi pe toate străzile, mai puțin bulevardul Magda Ianculescu, care va fi doar cu borduri. Noi până în toamnă vrem să ieșim cu asfaltul. Apoi vor veni lucrările cu rigole, care sunt puțin mai migăloase. Este o lucrare foarte bună pentru viitor, pentru copii, uite, nepoții noștri, pentru...